Echipa națională de fotbal a României a câștigat cu scorul de 1-0 meciul cu Montenegro, ultimul din calendarul primei ediții a Ligii Națiunilor. Tricolorii au jucat mai ofensiv ca niciodată și au ratat ocazie după ocazie. Toșca a avut prima oportunitate după doar câteva zeci de secunde de la startul partidei. Două minute mai târziu, Tsucu a tras pe lângă, iar Paul Anton a trimis un trasor din afara careului, dar mingea a ocolit de puțin poarta lui Petkovic. Din nou Tsucu și Kipciu au irosit alte trei ocazii în trei minute. Golgheter în Bulgaria, Cheșeru a mai apărut de două ori periculos în careul lui Petkovic, dar bravul portar muntenegrean a fost învins abia în minutul 44 de Tsucu care a înscris norocos cu un șut de la 30 de metri. Repriza a doua a fost ceva mai echilibrată, dar tot tricolorii au avut mai mult inițiativa. Cheșeru nu a fost în ziua lui cea mai bună și a ratat la foc automat. În 71, Muntenegru a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după o intervenție neglijentă a lui Săpunaru. Tătărușanu a intuit direcția șutului lui Iancovici și a păstrat avantajul României pe tabela de marcaj. În ultimele 20 de minute de joc, tricolorii au făcut pasul înapoi și au preferat să conserve rezultatul. România a terminat pe locul 2 în grupa a patra din Seria C a Ligii Națiunilor și a ratat accederea în play ul de calificare la Europeanul din 2020. România termina anul neînvinsă, dar cifrele nu i ajută deloc pe tricolori. Șapte victorii și trei rezultate de egalitate nu au fost suficiente pentru ca România să prindă urna a treia la tragerea la sorți a preliminarilor pentru Euro 2020. Naționala lui Cosmin Contra avea nevoie de o victorie la două goluri diferență în fața Muntenegrului pentru a avea statutul de cea mai bună echipă de pe locul 2 din Liga Națiunilor și implicit accederea în urna a treia la tragerea la sorți. Astfel, naționala țării noastre va fi repartizată în cea de-a patra urnă valorică și va avea de înfruntat câteva dintre reprezentativele cele mai puternice ale Europei. În drumul spre Euro, tricolorii ar putea întâlni echipele Franței, Germaniei sau din nou Serbia. Tragerea la sorția preliminarilor pentru Euro 2020 va avea loc în 2 decembrie la Dublin. La turneul final, care va fi găzduit de 12 orașe europene, între care și București, se califică 20 de echipe în urma preliminariilor și alte 4 echipe din Liga Națiunilor. Reprezentativa feminină de basket a României va primi replica selecționatei similare a Finlandei miercuri de la ora 20 într-o partidă găzduită de sala sporturilor Horea de Mian din Cluj-Napoca. Este ultima dispută a grupei E din cadrul FIBA Women's Euro Basket 2019 Qualifiers. Totodată, confruntarea cu Finlanda reprezintă și ultima partidă pe care Ancuța Stoenescu o va disputa sub tricolor. Stoenescu, cea mai titrată basketbalistă din România, și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională. În partida contra Finlandei, selecționerul României Dragan Petricevici, va face un veritabil schimb de ștafetă între generații. Dacă pentru Ancuța Stoienescu va fi ultimul meci sub trigolor, pentru Carla Popescu, înfruntarea cu Finlanda va reprezenta debutul în echipa națională de senioare. Cu o singură victorie în cele cinci meciuri disputate, echipa României nu are nicio șansă de calificare la turneul final al campionatului european de anul viitor.